Educația ocupă un loc primordial într-o societate modernă și asta este și premisa pe care o urmează Gelu Pantelimon, primarul comunei Salcia, care de fiecare dată dorește să vină în sprijinul cetățenilor luând cele mai bune decizii. Astfel, de această dată vorbim despre faptul că școala din Salcia va fi dotată cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, totul pentru ca procesul educațional să se poată desfășura în cele mai bune condiții. Primarul comunei Salcia, Gelu Pantelimon, este un om gospodar și este alături de comunitatea sa, ascultându-le doleanțele, iar împreună cu autoritățile județene face o colaborare bună și asta se vede prin numeroasele proiecte implementate. Educația a fost și va rămâne printre cele mai importante domenii asupra cărora autoritățile și-au îndreptat atenția, deoarece doar prin educație poți ajunge acolo unde îți dorești, iar procesul educațional al elevilor din comuna Salcia va fi simplificat.